Mănăstirea Dumbrava este un colț de rai unde se îngemânează rugăciunea cu munca. Aici, în mod pilduitor, slujirea lui Dumnezeu este întregită de slujirea semenilor, mai ales a celor aflați în dificultate. Construită pe terenul donat de locuitorii satului Dumbrava, mănăstirea este situată la limita dintre județele Alba și Cluj, între localitățile Unirea și Turda. Piatra de temelie a fost pusă la data de 26 octombrie 1996 de către înalt preasfințitul Andrei al Alba Iuliei, pe locul unde în anul 1703 preotul Ioan a fost martirizat pentru apărarea dreptei credințe, fiind ars de viu într-o căpiță cu fân. Mănăstirea este construită în formă de cetate cu clopotnița la intrare și biserica în centrul. Biserica păstrează stilul românesc, având pridvor, pronaos, naos și altar. Pictura a fost realizată în frescă în stilul neobizantin de soții Crișan în anul 2000. Mănăstirea Dumbrava este o cruce, o troiță așezată la răsfânte acestui timp răstignit în rătăcire. Mirare, dor, bucurie, dragoste, mântuire. Sens al satului, sens al rugii, sens al muceniciei, al martirajului, al jertfei și al suferinței. În biserică se află icoana Maicii Domnului, care scaldă cu privirea sa blândă întregul lăcaș. Icoana a fost găsită în tencuiala bisericii din satul Dumbrava, fiind ea însăși o mărturie a istoriei zbuciumate de pe aceste meleaguri. Catapeteasma bisericii este lucrată în lemn de cireș de meșteri bistrițeni. Sfințirea bisericii a avut loc la data de 26 octombrie 2002 de către înalt preasfințitul Andrei al Alba Iuliei și preasfințitul Visarion Rășinăreanu împreună cu un important sobor de preoți. În data de 26 octombrie 2009 s-a pus piatra de temelie la o nouă biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului de către înalt preasfințitul Andrei al Alba Iuliei, urmând a fi zidită între anii 2011-2013 prin purtarea de grijă a părintelui arhimandrit Vasile Crișan. În anul 2014, biserica a fost împodobită cu pictură în frescă în stil tradițional de pictorul Bumbu Constantin cu fiii săi din Dej. În anul 2013, mănăstirea a avut binecuvântarea de a primi o copie a icoanei Maicii Domnului Portărița din Sfântul Munte Athos. Sfântul Lăcaș a fost edificat cu ajutorul familiei Vidrean Vasile. Iconostasul din lemn de stejar a fost executat de meșteri maramureșeni, iar icoanele au fost pictate de maicile de la mănăstirea Izvorul Mureșului din județul Harghita. În Sfântul Lăcaș se oficiază zilnic Sfânta Liturghie și cele 7 laude, la care participă viețuitorii mănăstirii și creștinii veniți să se închine și să se folosească. Obștea este formată din 30 de monahi și surori, coordonate de Maica Stareță Monahia Mina, sub îndrumarea arhimandritului Vasile Crișan. În cadrul mănăstirii funcționează un complex social, având în componență case de tip familiar, unde sunt găzduiți copii cu vârste între 2 și 12 ani. Serviciul pentru dezvoltarea deprinderii de viață independentă, centrul maternal, școala specială Sfântul Nectarie, căminul pentru vârstnici. În cadrul complexului și-au găsit adăpost 84 de copii și 41 de vârstnici. Din anul 2011, în orașul Teiuș funcționează centrul pentru vârstnici Sfânta Ana cu o capacitate de 15 beneficiari. În cadrul mănăstirii funcționează un cabinet stomatologic, unde lucrează ca medic stomatolog una din maicile mănăstirii. Rugăciunile stăruitoare ale maicilor sunt îndrăgite de glasurile candide și inimile neprihănite ale copiilor abandonați de proprii părinți, precum și de lacrimile fierbinți ale bunicuțelor. Mănăstirea Dumbrava este un sat în care preotul l-a coborât pe Mântuitorul de pe cruce și l-a adus în vatra lui să-i cheme pe cei ce poate nu l-au cunoscut vreodată. De aceea nu trebuie să treci nepăsător pe lângă Mănăstirea Dumbrava și nici să ignori țipătul crucilor. Aici, în satul din mănăstire, Mântuitorul Iisus este săteanul cel mai umil. Nu trebuie căutat prea mult, că cel este chiar copilul acesta sau celălalt, bunica singură și schilodită de reumatism, mama aceea izgonită din casă cu pruncul la sân, bunicul abandonat de copii și nepoți, uitat pe o laviță murdară, nemâncat și bolnav, găsit și adus aici de părintele Vasile, sau cine știe, poate bradul acesta, fântâna, pământul, cerul, lacul, salcia,